Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale de pe acest canal. În episodul de azi voi băga niște meciuri la ranked, să văd dacă reușesc să cresc în 3500 sau nu, poate și mai mult. Am băgat un meci de început și pot să vă zic că omul ăsta avea un deck așa cancer. Avea Giant, avea Sparky, avea Poison parcă, avea Skarmy, am zis Skarmy, nu, am Sparky, stai. Avea Valkyra, avea Wizard, avea Bomber. Deci numai așa unde că cancer avea omul ăsta. Mai am de cu ăsta, nu știu, nu l-am mai folosit de mult, oare mai e bun? În loc de... Nu, stai, că nu mai am trupe de... Nu știu, mă gândeam... În loc de Ice Wizard să pun Valkyra. Și în loc de... Muschetară, muschetier sau cum se zice, să pun un wizard. Hogoșa. Gen, e ok, nu? Tecu. Să încerc să joc cu asta, n-am mușcat de mult cu el și știu că și cu asta am crescut destul de mult. Oh, hai să văd. Da, pe mai tare. O să încep cu Knight-ul de aici din spate. Mă aștept. Așa vreau să se meargă, o să se meargă și pa. O să meargă încolo și o să pun Hog aici cu logo. Mamă, și-am rămas fără elixir. Aoleu, eu am crezut că o joacă prost ăsta, dar a jucat-o mai bine ca mine. Eu l-am lăsat pe Gnaise, de aici damage acolo. LOL. Enchanté. Să pun Baby Dragon Hogo. Logo vreau să-mi țin în caz că pun iară ceva. Mama, e level 9 și mă bate, ești nebun și o să aproape level 19 și... Fa. Se vede cât de bine știu să joc. O să pun Lumberjack-ul aici, să mai dea și el ceva acolo. Dacă o să apuce să dea. O lăsa la... Ba nu. Gen, tot a apucat să dea la Lumberjack-ul ăla. Aici a fost o prostie că a pus Camiu și eu am pus Valkyra acolo și pun Hog-ul aici și merg cu ce se apare și am luat și turnul. Și aici o să pun unul Wizard, am vrut să pun ăla. Am vrut să pun Knight-ul. Și am pus Wizard-ul. Și aici o să pun ușa 2. A, l-am luat 3 din 3. LOL. 28 de trofee. A, că e bun. Hai că văd că merge de pe asta. O să mă joc cu el. Mă rog, nu bai friend battle, o să încerc să cresc aici. Eu. Le-am spus să se bată între ei.
Fernando, level 10. Deci, e ba mai ușor pe ăștia de level 10 decât pe ea de level 9 și level 11. Mamă, m-am luat deja direct cu cancer, ce mai? Sparky de 2, vaoleu. Și eu l-am de 2 parcă. Mă, și trebuie să mă să văd. Bă, dar are ăsta la cărți cancer, nu glumă. Hai că am scos Sparky-ul, dar am consumat destul de multe elixiri ca să scop Sparky-ul ăla. Mamma mia! Bă, Wizardul meu e prost. În loc să dea în Minion, îl dă în ăla. Deci, el în loc să dea în Minion, dă în prostia aia. Iar, bă, dar ăsta joacă numai cancer, frate. Numai cancer știe să joace ăsta. Deci deck-urile astea trebuie să fie banate, rău de tot, frate. Dacă am scos de data asta ca lumea. Și acum am consumat destul de mult ca să scot, da. Bă, dar cât elixir are ăsta, mă? Deja începe să mă enerveze. Bă, ăsta pune căzi după cărți. De ce ai pune un fireball pe un Lumberjack? Nu înțeleg. Deci, uite, am apăsat pe Elite Barbarians și mi-a pus Knight-ul. Deci măcar am atins turnurile la asta, nu știu cum să vă zic, dar gen... Mamă, frate... Valkyria, în loc să se ducă pe ăsta, se duce pe ăla. Cum și-a făcut ăsta așa repede cycle la ăsta? Mă rog, meciul ăsta a fost un fail total. Ce să faci? Da. Următorul, poate merge mai bine. Ăsta chinez, frate. Deci, sunt așa de concentrat aici că nici nu mai știu ce să zic. Hai că da și la ceva acolo. Da și ceva ceva. O să pun asta în spate. Și pe aștept să văd ce pune și o să pun Valkyra fix în spate. Ma.
Ok, să pun asta și aștept să pun logo. Știu că n-are nimic de, în afară de aia, dar nu cred că o să-i pun-o numai pentru atâta. Și am pus logo ca să fiu sigur. Pun un wizard aici ca să... Ca să nimic. Am spam, trebuie să fac acum aici. Bă, n-am, bă, Jack-ule, de ce ești așa de prost? Mamă, ce trebuie să joc lumea, că dacă nu pierd. Mai un rol, cred că și l-am spart. Da, l-am spart, nu mai are ce să facă. GG, easy win, easy peasy, lemon squeezy. Mersi de trofee, boss, 30. 3440, mai am puțin. Nu știu, cred că cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și ne vom revedea data viitoare.